acțiunii, pentru că eram cu ziarele în față. Ba, sunt subiecte grele de tot pentru mâine, să știți. Deși nu s-a întâmplat nimic în acest weekend, absolut nimic. E bine, sunt subiecte grele. Care este fiul lui Dan Bittman, de exemplu? Asemănări uluitoare între vedete când erau tinere și respectiv copiii lor. Asta e o cioacă, bineînțeles, dar oricum pot să vi-l arăt. Amândoi seamănă cu Pistruiatu. Adică numai unul dintre ei este Dan Bittman. Celălalt o fi Jim Morrison. Iată. Unul e băiatul lui și unul este chiar el. Am mai auzit că ăsta e Pistruiatu și ăsta e Dan Bittman. Dar n-am citit mai mult că mă plictisesc subiectele cu Dan Bittman. Avem însă alte elemente care ne stârnesc interesul. Ci că prostul de Ibrahimović ar fi fost la noi, fraților, iată-l, pe Valea Gurghiului, unde pe vremuri, sigur, vâna și întâiul urs carpatin al țării, adică Nicolae Ceaușescu, 20.000 de euro a dat prostul de Ibrahimović să împuște un urs, marele star al lui Paris Saint-Germain, la cabana Fâncel. Acolo ar fi băut cu Adi Mutu și probabil că, sigur, și niște femei i-au întovărășit. Deocamdată nu avem informații despre asta, că nu venea el numai pentru urs. În adevărul, primarul Ronțanu s-a predat cu girofarul pornit, frumos subiectul, și mafiotul, care n-a putut niciodată să depășească nivelul de grădiniță, e vorba de Sebastian Ghiță, a tot încercat el să arate și a mafiot, dar nu i-a ieșit. Parcă totuși în poza asta un pic e mai crunt așa. E ca un lituanian de la juvenil care ar vrea să facă și el niște afaceri cu păcură și nu-i reușește. Lăsați-mă mă cu Sebastian Ghiță, mafiotul. În fine, evenimentul zilei plonjează în inima unui eveniment care sigur ne va marca existența, drama din Colectiv, bună prima pagină, n-are sens să vă arăt că nu-i decât un tavan ușor fumegând, dar textul e interesant și evident că mânia îți urcă în obraj pe măsură ce îl citești. Specialiștii n-au explicații nici pentru viteza incendiului din club și nici pentru compușii chimici de ardere de acolo. Tragedia petrecută la sfârșitul lunii octombrie anului trecut în clubul Colectiv a fost una de proporții istorice prin consecințele ei. 64 de morți, în jur de 150 de răniți grav, care vor rămâne cu infirmități fizice și psihice pentru tot restul zilelor lor, plus un guvern legitim forțat la demisie pentru a fi înlocuit cu unul fără legitimitate parlamentară. Expertiza solicitată de procurori în dosar ar fi trebuit să lămurească misterele unui eveniment cutremurător, cu iz mai mult de operațiune specială decât de întâmplare nenorocită. Nu avea să fie așa. Corect. E bine scris. Într-adevăr, așa se și întâmplă. Este made in Romania. Într-adevăr, acest incident, iată cum arată prima pagină. Într-adevăr, se vede că suntem români, nici măcar într-un astfel de moment nu știm să facem nimic. Hai că aia cu Revoluția era prea complicată pentru noi, nu aveam experiență, nu aveam maturitate, cum să tratăm un asemenea dosar. Dar totuși ăsta cu clubul Colectiv, cred că ar fi putut să fie elucidat un pic mai bine.